Potrivit Mariei Cristea, reprezentantul Biroului de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, accidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni 30 spre 31 decembrie, în jurul orei 1 pe drumul județean 109E, pe rasa comunei Ileanda. Se pare că în timp ce conducea autoturismul, tânărul din Ileanda nu a adaptat viteza la condițiile de drum acoperit cu pietriș, așa că a derapat și a părăsit partea carosabilă, izbindu-se cu mașina de un copac, în urma impactului autoturismul răsturnându-se. Șoferul cascador a scăpat cu bine din cascadoria fără voie făcută și fără a sta prea mult pe gânduri a plecat de acolo, lăsându-l în mașina variată pe un tânăr de 26 de ani rănit ușor. Așa se face că la sosirea polițiștilor și a echipajului de ambulanță, aceștia l-au găsit în mașină doar pe prietenul șoferului, care a fost transportat imediat la spital pentru îngrijiri medicale. În cursul dimineții de luni 31 decembrie, în urma cercetărilor efectuate de polițiști, a fost identificat și presupusul autor. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani din Ileanda, care a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Pe numele său, polițiștii au întocmit documentele premergătoare întocmirii dosarului penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără înconvințarea poliției.